Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. Acest vlog vrea să fie un vlog de mâncare, multe idei de mâncare, meniuri de prânz, de cină, de ce vreți voi. Am zis să le combin puțin așa în două zile, cred, și să vă arăt cam ce am mai gătit eu zilele astea. Bineînțeles că vă aștept, dacă v-a plăcut, like-urile, nu uitați să distribuiți sau să vă abonați dacă sunteți noi aici pe canal. Eu sunt Claudia și stau de 10 ani în Anglia. Dacă vă pot ajuta cu vreun sfat sau cu vreo idee, nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce vreți să știți. Așa că hai să-i dăm drumul la un vlog din acesta casnic domestic, cum îi zic eu, cu mâncare multă și multe idei. Sper să vă fie de ajutor. Și da, chiar acum fierbe pe foc o ciorbiță de pui pentru Anastasia, cu pui din România. Bio, cum spunea cineva în comentarii. Eu glumesc, vă mulțumesc pentru toate comentariile, pentru toate criticile, nu sunt multe, așa că le primesc cu mare drag. Pentru că cu toți avem de învățat, cred eu, în viață. Așa că, da, și astăzi mai avem de învățat. O să fie un vlog de mâncare, dar amestecat cu ceva, sper eu, înțelepciune, ceva idei psihologice. O să vedeți, mă uitam la un podcast și îl împărtășesc cu voi. Așa că hai să-i dăm drumul și la ziua de astăzi și sper să vă fie de folos. Bun, și am terminat de făcut, v-am zis, mâncarea pentru pachetul soțului și ce m-am gândit eu să vă arăt vouă, ce mai fac eu pentru noi, să mâncăm toți acum, după amiază, m-am gândit să fac niște tocinei. Cei care stați prin Bucovina sau aveți rude sau cunoștință prin Moldova, cred că știți ce înseamnă, ce sunt aia tocinei. Dacă nu, stați cu mine și vă arăt imediat. Bun, deci tocinei sunt niște chifteluțe din cartofi și avem așa, am răzuit cartofi aici, eu am avut cartofi roșii, am răzuit aici trei cartofi mai mari. Îi las puțin să se ducă tot amidonul și toate alea aici, să se scurgă zeama, ca să facem chifteluțele bine. Aveți nevoie de un ou, sare, piper și eu am zis să pun și puțină paprika din asta afumată, adică puțină boia. Puteți să mai adăugați ce vreți voi, sunt multe rețete și pe YouTube care se fac și cu brânză și cu cașcaval, adică puteți pune și puțină brânză rasă aici sau amestecați sau parmezan. Iar apoi simplu luați și formați chifteluțele în mână, cum le formați și pe cele normale de carne și se prăjesc în ulei. Dar eu mă gândeam să fac mai interesantă rețeta, să fac câteva și la air fryer, să văd dacă stau acolo așa chifteluțe, să le fac fără ulei. Așa că testăm, stați aproape să vedem ce reușim să facem. Da, să nu uit că poate vreți să-mi urmați rețeta. Puneți aici un ou și nu uitați două linguri de făină sau eu am pus două linguri de pesmet în cazul meu pentru că așa am vrut. Să experimentez și am mai aruncat și foarte puțin praf din acela secretul gustului, să-i dea un gust, zic eu, și le amestecăm pe toate și apoi v-am zis le prăjiți în ulei sau cum vreți. Eu o să pun și la air fryer. Deci să nu uitați două linguri de făină, sare, ou, cartofi rași și brânză dacă vreți. Cred că o să adaug și niște cașcavale, să văd dacă am și rad imediat. Cam așa arată prima tranșă de tocinei. Am băgat câțiva și la air fryer, vă arăt când se termină imediat. Aici. Și cam așa arată tocineii noștri, cartofeii noștri. Vedeți că eu am lăsat să fac mai crocante, puteți să lăsați mai puțin. Între timp s-a trezit și plodul. Bună! Ce faci? Ai venit peste mine? Vrei să încerci să vezi? Ăștia sunt ca la McDonald's. Mănânci dimineața hash brown când s-a luat adevărat. De asta i-am făcut așa și ce vedeți alb aici a fost puțină brânză. Nu mai struguri, vrei tu? Șmecherică. Bine, ha. E bun? Îți place? Da. E calame? Să mai fac? Da? Mai face mama tocinei? Auzi, tocinei calamec. La urmă, tocinei mi-au fost succes, vă că ne uită la tabletă și papa a mâncat asta al doilea, de-a lăptit. Bravo! Un prânz delicios pentru copii. Puteți face și de post sau cu brânzică. Gata? Când ai zis că ai mâncat bine, te-ai săturat, da? Doi tocinei și aia e. Foarte bine! Deci mă apucă și pe mine să fac un suc în casă după 100 de ani și ce credeți? Am pus în primul rând în asta mică și mi-a sărit de aici o chestie din asta și s-a crăpot. Bun, și pentru că
aveam poftă de ceva dulce, nu știu ce cu minețile astea, am zis să fac un chec și mă uit după rețeta Jamilei, chec cu vișine, pentru că m-am gândit să-l fac cu niște zmeuri pe care o am eu înghețat în congelator, așa că în loc de vișine, cum e rețeta ei, o să înlocuiesc cu zmeură și doar 3 ouă, că atâtea mai am, ea zice 4 sau 5, dar asta e, adaptăm și se potrivește și 200 de grame de făină o aduc acum și aia e. Bun, și cam așa arată compoziția noastră de chec. Am pus foie pe zahăr și am bătut zahărul cu ouăle, după care am pus făină, jumătate de lapte, adică 60 de mililitri, am amestecat, am pus esențele de rom de vanilie, ce doriți, apoi am mai pus iară jumătatea cealaltă de făină, adică 100 de grame, încă 60 de mililitri de lapte, le-am amestecat iarăși bine. După care am pus și un praf de sare și, bineînțeles, praful de copt. L-am adăugat și pe acesta și dăm la cuptor imediat. Cam așa se prezintă checul nostru cu zmeura. Am pus zmeura deasupra, aveam și zmeura înghețată, vedeți foarte bine, și dăm la cuptor 50 de minute, cam așa, și vedem dacă e gata. Da, și pentru că nu puteam eu să stau liniștit, a trebuit să-i dau un touch așa personal la Claudia, am zis să tai repede bucățele și niște rahat, ce mai aveam pe acolo rămas. Vedeți, ăsta e zahărul pudră de pe rahat, foarte frumos, e cam crăciunistic așa, acum imaginea aceasta. Mergea checul ăsta făcut de Crăciun și am mai aruncat și niște nucă așa rapid fermentizată și vedem ce gust are la sfârșit. Compoziție proprie. Cam așa arată checul meu, lăsăm să odihnească, e bine făcut și apoi tăiem și vă arăt și o secțiune imediat. Hai, adu-i încoace, hai să faci acolo, adu-i încoace. Am întrebat unde ce răpeie, a dat jos că aici este lava și se joacă ca Diana pe pernele astea cu lava. Bun, și unde sunt ce răpeie? Nu, aici e băgat în coșetă? Pentru că ok, ciorăpeite. A zis că i-a băgat în poșetuța asta pentru că ciorăpeii miroase și a pus pe clanța ușii acolo. Doamne, deci mor de râs copiii ăștia, ce inventivitate au. Măi, mami, aduce o rapi să-ți pun în picioare, te rog. Haide. Nu. Păi ai purtat jumătate de zi, sunt ok. Sunt ok, ai purtat jumătate de zi. Hai să-ți pun, să nu-ți fii frig. Haide. Hai mă, lava mă. Nu, și tu. Și eu ce? Și cam așa arată și secțiunea din checul nostru. Așa, așa aici. Nu mai filmez odată, pentru că mă cea asta în Anastasia mea. Dar așa arată checul, poftă mare să avem. Bună dimineața, din nou avem 0,5 grade și multă zăpadă, mă rog. Avem îngheți pe aici pe stradă, pe la noi, dar e mai senin, mergem repede, avem 2 minute până la grădii și gata! Da, și am ajuns la momentul ăla, știți voi, în care se duce Anastasia la grădii și mă întreb, wow, am jumătate de zi liberă, eu acum ce fac cu ea, din ea, sau cum profit la maxim, dar nu știu, o să m-am trezit cam obosită, poate pentru că ieri am trebăluit mai mult decât de obicei. Și acum mă uit că totul e înghețat afară, sunt undeva, cred că un grad dacă este, sau două maxim, arăt așa astăzi. Îmi beau un ceai aici, am făcut, pentru că dimineața m-am trezit mai repede, pentru că seara m-am dormit cu Anastasia, ne-am pus în pala 8:30 și am zis, o, adorm și apoi mai mă uit și eu la un vlog, mai termin ce mai aveam restant, zic, mă uit la Hai Hui, că tocmai postaseră Andreea și Ion și zic, mă uit să văd cazarea aia superbă. Și am adormit odată cu ea de la 8:30. Și la 7 m-am trezit și mi-am făcut o cafea repede să o beau până o duc la grădi și acum beau un ceai, că am zis că dacă mai beau și o cafea e prea mult, prea devreme, la o distanță și nu știu de ce să mă apuc, am atâtea prin cap, dar o să încep să le scriu pe foaie, pentru că v-am zis eu că e foarte bine să le scrii pe foaie gândurile și planurile pentru noul an și asta am să fac acum, în mare parte. Încă aștept un răspuns cu privire la un job online, o să mai caut și alte joburi online pentru că vreau să fac ceva de acasă și în altă ordine de idei. M-am cam săturat de la un moment dat de satur și să ia de treburile zilnice de mămică, de casnică, cum ar veni. Așa că astăzi nu știu ce gătesc, dacă gătesc, nu mai am chef, mi s-a luat și, adică Anastasia are mâncare încă, dar o să-i mai fac ceva pentru cină. Mai este ciorbiță
Și vedem, dam așa o stare foarte down, ca să spun așa, nu prea am chef de nimic. Și sunt, da, la momentul de, cum zice, confesiune cu voi. Mai împărtășim și astfel de momente. Nu întotdeauna ne merge bine și e roz. Trebuie să ne ridicăm energia totuși și să continuăm. Am recurat acum și am văzut ce frumos cazare au avut cei de la Hai Hui în Bali, unică, din bambus, undeva în pustietate, și am zis că trebuie să trec pe planul de dorințe, de rezoluții pentru, dacă nu spre sfârșitul anului acesta, pentru anul următor, Bali, deși m-am uitat și cred că faci vreo 9 ore până acolo, parcă de aici din Anglia, cam mult, asta mă ține puțin înapoi și biletele sunt scumpe până acolo, din ce am văzut până acum, dar dacă nu, pe viitor, cine știe, stați așa că mă duc. Pusesem un sandwich, l-a făcut în toasterul ăla nou pe care mi l-am luat și am uitat de el, bineînțeles, așa că m-am oprit puțin să mă duc să-l iau și să las aici la răcit și să ne apucăm să căutăm joburi online și să vedem ce mai facem astăzi. Poate ne mai plimbăm pe undeva cu Anastasia, e vineri, dacă nu, pe aici prin cartier, pe la cal, pentru că n-am dus-o încă la căluțul ăsta de aici de lângă noi și da, să ne plimbăm cum făceam altă dată. They cannot be resolution because there is no next year. Am zis să vă pun un fragment din podcastul la care mă uit acum. Ia uitați ce frumos zice. We made up this years, we made up time, we made up. Deci de fapt e vorba că trebuie să ne trăim prezentul. So it's absolutely useless. There is no point at all. Cumva ne dărâmă tot mitul și toată ideea mea care mi-a pus-o să spui rezoluții la început de an, dar eu cred că e foarte important să avem niște planuri bine făcute, chiar și pentru viitor. Deși el spune că nu există viitor, există doar acum. L-am văzut pe domnul acesta, nu mai știu cum se cheamă, cum se numește exact, dar l-am văzut la Ștefan Mandache prima oară la interviurile lui și mi-a plăcut foarte mult de el și de aceea am să-l urmăresc puțin și acum. Mă apuc să gătesc ceva pe aici și să-l aud pe fundal. Interesant, dacă vreți să ascultați podcastul, să vă puneți niște întrebări așa despre spiritualitate și despre noi în general. Și deși am zis că n-am chef să gătesc astăzi, mă apuc să fac niște varză aici, să vedem cine mănâncă. Cred că noi, Anastasia, nu prea e cu varza, nu ala tefal, minune, o băgăm, facem niște varză călită cu ceva, văd ce mai pune legume pe lângă ea. Și cam asta este deocamdată. Bun, și avem aici, am pus niște cimbru, niște, puteți, pastă de bulion, am pus și niște, aveam cremă de gulaș dulce, am mai pus niște legume din alea starfra aici, am luat zile trecute. Erau înghețate doar o mânuță, așa cât nu prea multe. Sunt aici așa, niște ceapă la fund și o să îi dăm drumul să se facă și să vedem ce varză reușim. La urmă mai adaug condimente și sare după gust și piper, toate cele, pentru că acum vreau să o las să fiarbă aici. Am făcut o cafelțină aceasta turcească la Ibric. Mă mai ascult aici podcastul. Între timp am pus, v-am zis să fac varza și mă apuc să-mi fac o listă aici mică pe foaie, pentru că, nu știu, nu mai dau randament zilele astea. Nu pot să țin minte și m-am pus să fac o listă cu ce am de nevoie de cumpărat de la supermarket. Când eu iau pe Anastasia de la grădi, vreau să mă duc să iau ceva de la Aldi, să mai iau că nu mai avem lapte, să-i mai iau ei iaurt din acela grecesc. Vreau să le notez aici pe foaie să nu uit, să iau niște pâine pentru sandvișuri feliate deja. O să mai fac eu una în casă, cred, dar vedem. Și să mai iau niște ouă, nu mai avem, dar trebuie să le notez, că mi le amintesc pe rând și după aia ajung acolo și o să uit. Și niște fructe și legume, bineînțeles, pentru că s-au terminat bananele și să-i mai iau să aibă pentru weekend. Și între timp o să pun, în timp ce se face varza, o să pun aceste, cum să le zic eu, rulouri mici de, zice că sunt de văcuță, pe care le-am luat și le aveam în congelator la air fryer. Aici zice că se le pui la cuptor 16 minute, dar vreau să le fac la air fryer să vedem cum se fac. La fel și vă arăt după aia. E gata și varza noastră, cred că ar merita lângă o mămăliguță, s-ar putea să fac una mai târziu, dar vreau să vă arăt, e gata cu legume, foarte gustoasă, mai condimentăm sare și piper și aia e și varza noastră și mă gândesc să fac și o mămăliguță și mai avem ceva, niște brânze de oi în garaj, o să aducem și din aceea, pe soțul meu ăsta e mâncarea lui preferată, brânza cu mămăliguță, așa că da, fiecare mănâncă pe gustul său.
Bun, și cam așa arată și rulourile acestea în air fryer. S-au făcut foarte bine. Nu le lăsați prea mult pentru că se usucă, dar mie îmi plac, sunt ok. Aici am scos iarăși niște pui de acasă din România să-i fac o ciorbiță. Cred că mâine dimineață sau vedem. Poate reușesc în seara asta pentru Anastasia. Se termină cea de perișoare și atunci să fac una de pui să aibă pentru weekend. Gata, mă opresc aici cu vlogul de astăzi. Acesta a vrut să fie un vlog de mâncare, să vă dau niște idei de prânz, de cină, de ce vreți voi, să avem niște meniuri așa de mâncare specific și amestecat, bineînțeles, cu filozofie, nu-i așa? Sau cu psihologie, ce vreți. Ați văzut, eu așa le îmbin. M-am uitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain și Simplu. Zicem că m-am uitat la podcastul lui Mihai Morar și mi-a plăcut foarte mult și dacă am să mai fac, pun pe fundal ori un vlog, ori un podcast când gătesc și mi se pare treaba mult mai interesantă. Sper că v-am ajutat cu aceste idei. Dacă v-au plăcut, nu uitați să dați un like sau să distribuiți video-ul și vă doresc să aveți un weekend super frumos alături de cei dragi sau singurei, depinde cum vă aflați. Până săptămâna viitoare, numai bine!